au creat în fiecare regiune Social Română avea un institut care reprezenta acea regiune, care l-au avut în Banat, sigur, în București, și au făcut unul în Basarabia, la Institutul Român de Cercetări. În Basarabia, care după aceea în Transnistria a fost folosită și, dacă nu mă înșel, Bulat se numea directorul institutului, care a operat și care împreună cu guvernamentul Guvernamentul Transnistriei au lucrat foarte aproape cu armata română, pentru că era nevoie de... Era partea aplicativă. Transnistria a fost singularizată în cadrul noi României foarte mari. Era un cursul construcției României cele mai mari. Nu? Este maximă. Și atunci, în acest... Transnistria era poligonul de încercare pentru toate aceste politici. Odată... Parcă de genul imperialismul românesc este definit ca, pe de o parte, a recupera Basarabia, care era obiectiv imediat, și după aceea de a crea o zonă în Transnistria și cât mai la est, unde a fi pur și simplu depuse deșeurile societății românești. Deci pentru ei, de aceea lumea este foarte, de ce nu, deci ai toate aceste idei și nu s-a întâmplat Holocaustul la fel cum s-a întâmplat, deci deportarea evreilor și deportarea țiganilor rom și exterminarea lor sau uciderea lor nu a fost ca și în Germania Registră, pentru că mentalitatea biopolitică românească a creat acest spațiu al nimănui unde ei trebuia să fie împiși. Deci, dacă pur și simplu împiși, să meargă, să dispare. Avea această era idee. Polonia și Belorusia și statele baltice pentru Germania. Deci, asta împingerea acestui teritoriu... Cercetați toți românii din Transnistria și recuperați rasial. Deci, care a fost demonstrat că sunt români rasial, au fost reintroduși în Basarabia, dacă se putea. Și restul sigur să fie. Și atunci ai acest spectacol sinistru în care sute de mii de oameni evrei sau romi sunt pur și simplu primiți și abandonați și mor de foame și mor de boli. Exterminare prin această metodologie. Mai degrabă decât puteau să omoare în București, în spital sau... Era o politică dublă. Pe de o parte, generozitate față de includerea tuturor posibililor românizabili în element etnic cât de vag în categoria român și salvați. Și de aparte, o atitudine inflexibilă față de cei care trebuiau da, în primul rând, vreau să mulțumesc pentru conferință care a fost cea mai bună decât mă așteptam, adică mi s-a fost... Venind din partea ta, e adevărat copilul. Vreau să întreb cam când crezi că se întâmplă această integrare biopolitică a diferitelor discursuri științifice? Și la nivel instituțional, și la nivel... Că, probabil că ia un timp, adică, nu știu, anii 20, 30, 40, când are loc așa de clicul, punerea la un puzzle-ul, când se împlinește puzzle-ul ăsta biopolitic? Da, nu putem crede să identificăm un moment anume, deși încercări au fost. Da? Asta datorită faptului că, după cum bine știi, nu avem istorie bune instituționale, nu avem o istorie a respectivei instituții, propriu-zise, dar nu există o istorie a Institutului de Statistică, nu există o istorie a Institutului de Igienă de la București și așa mai departe. Deci nu avem acestea. Asta lipsește. Și de o parte, de aia este foarte greu să înțelegem cum s-a întâmplat. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la principalii actori a acestei povești, ne uităm, de exemplu, la Carol al Doilea, cum a încercat să uniformizeze cercetarea socio-umană în România și întregul Institut Central de Surs, care a încercat să creeze de cercetări sociale a României. Dacă te uiți la întreaga structură pe care ei au propus-o, toate aceste, absolut toate institutele erau împreună și gândite centralizate. Antonescu încearcă și el să facă acel lucru în anii 40. Consiliul de Patronaj încearcă să facă exact același lucru. Deci, aduce toate. Deci, putem. Sunt anumite momente în care acest lucru se întâmplă, puteți să spunem, dacă vrei să o citești în acest fel. Poate să nu fie citit în așa fel în care să spui, sigur, putem să vedem într-adevăr, dar nu s-a împlinit. Că știm, nici Carol al Doilea, nici Antonescu nu a reușit să creeze perfect toate aceste institute. Păi au început să piardă așa de repede teren în război și apoi să piardă încât momentul de urmă a fost foarte jurul. Dar asta se pune 20.
când încep, se pune în 1919 cu Gusti la Iași și cu Moldovan la Cluj. 1919 este anul clar în care, pe de-o parte, ai discuția sociocritică despre societate, promovată de Gusti și prin instituționalizarea și revista de arhivă socială, pe de altă parte, Moldovan la Cluj, care merge pe direcția biopolitică eugenică și cei doi, după aia, sunt tot la București și creează absolut perfect. Întreaga ramificație socio-umană, pentru că asta trebuie să, pentru că discuția este atât în domeniul cercetării sociale, cât și a cercetării umane. Era împreună. Și în linia aceasta a corporatismului, pentru că, totuși, fantasma principală a construcției statului modern în epoca anterioară, imediat, a fost un corporatism, o variațiune pe tema fascismului italian. Tocmai de aceea i-a luat plăcut foarte mult de Carol, adică da. Este foarte greu să -ți Carol este o persoană care și regele, la lege, mă refer, regele, o persoană care nu apare foarte des în istoriile de istoria științei sau de istoria sociologiei. A fost un patron al științelor. Ei și atât Gusti și Moldovan, dar Gusti în primul relația și Marinescu. Deci Marinescu se duce personal cu regele Carol al II-lea în Dobrogea ca să arate primul sat eugenic românesc. Satul Ferdinand, care el l-au creat. Carol, care îi plăcea foarte mult baia de public, el se definea ca părinte națiune, se definea și ca patron al oamenilor de știință români și încurajat. Deci în 38, când invită pe toți să devină membrii Consiliului, în care desfințează partidele politice și creează Partidul Unic, și îi cheamă absolut pe toți oamenii de știință din toate domeniile și le spune, acum este șansa pe care ați vrut tot timpul, să fiți în slujba națiunii. Eu vă dau această șansă. Și eu a fost... E un corporatism cu paternalism carismatic. El se oprește înainte de a deveni un totalitarism care se află fără princip și așa. Pierde teritoriile și el adică și... Antonescu nu avea aceasta. Antonescu, relația lui Antonescu cu toți oamenii de știință români, era o relație... Da, era un fel, pe de parte... Naționată. Exact, pentru că nu avea carisma lui Carol. Carol, care s-a întors în anii 30, a venit cu această premisă, că va și întreaga, de la Șoimii Carpaților până la Straja Țării, întreaga discuție despre educarea tineretului, care este copedie politică care o face el, o face cu ajutorul cui? Hațiganul care conduce Șoimii Carpaților la Cluj, Astra, după aceea Gusti, cercetând echipele studențești. Carol a fost cel care a făcut echipele studențești, nu putea să nu uităm. El a jucat un rol esențial în istoria politică, criza din noastră și am de parte tot poziția asta, dar din punctul meu de vedere este o persoană crucială, ca să înțelegem istoria disciplinilor socio-umane și cum s-au dezvoltat de la demografie până la medicina socială. Pentru că e vorba de finanțare, la urmă ori aveai nevoie de bani. E este, dacă vreți, Salazar și Mussolini cu o mare notă de Gabriele D'Annunzio. Da.